Voastră revin în politică oamenii care au consacrat Partidul Social Democrat și care ne-au consacrat pe noi ca român. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara, Radu. Bună seara tuturor. Bună seara special nostalgicilor PSD-iști, căci de astăzi putem vorbi la o revenire la normalitate. Îl tot vedeam pe Titus Corlățean zilele trecute, da, prin spatele fiecărui om care vorbește în PSD și aveam senzația că urmează vreo rebrand. Vreo, nu știu ce. Nu, domnule, nu. Se întoarce la PSD-ul consacrat și merge foarte bine. E varianta care până la urmă a funcționat atâția ani. Ca să ne amintim de ce nu ne plăcea PSD-ul. Da. Era unii care dădeau coț în coț. L-am văzut cu toții pe domnul Iordache plecând acolo la CCR cu succes. Ați văzut că a reputat un succes, domnul. A reportat un succes domnul Iordache acolo, a avut mare trecere la CCR. Dorneanu, la colegul la Dorneanu. Dorneanu a fost de acord că ați dat, domnule, ai rezultate cum ăsta. Așa, și astăzi, uite că revine pe cai mari domnul Șerban Nicolae, propus de către Partidul Social Democrat pentru funcția de șef al Senatului. Hai să vedem, Șerban Nicolae astăzi, în acest moment important al carierei sale. Șerban Nicolae este PSD-istul cu cel mai dur discurs antijustiție și antioccident. Numele său este legat de masacrarea legilor justiției, alături de Eugen Nicolicea sau Florin Iordache. Nicolae a fost preferat de socialdemocrați pentru șefia Senatului. Acesta l-a învins în competiția internă pe Radu Oprea, fost ministru al IMM-urilor. În fericire pentru mine, beneficiez de sprijinul colegii foarte bine pregătiți, profesional cu cariere pe cont propriu, cât se poate de respectabile, și care și-au dovedit solidaritate. Faptul că în Senat Partidul Social Democrat este un grup puternic, omogen și solidar, este rezultatul unei activități colective. Cred că activitatea mea în Senat este suficient de bine cunoscută ca să primesc sprijinul și al colegilor aparținători altor grupuri parlamentare. Senatorul PSD Șerban Nicolae este cunoscut pentru derapajele sale. De exemplu, anul trecut i s-a adresat lui Klaus Iohannis cu un apelativ utilizat pentru un conducător al unui district din Germania nazistă. Același Nicolae îl acuza tot anul trecut pe șeful statului că vrea să-i extermine pe PSD-iști după modelul nazist. Poate însă cea mai scandaloasă declarație a fost însă cea despre partizanii anticomuniști. Nicolae a spus că cei care au luptat în munți au slăbit capacitatea de apărare a României, iar acțiunea lor a fost îndreptată împotriva intereselor țării. În politică, Șerban Nicolae a fost promovat mai întâi de către Ion Iliescu, al cărui consilier a fost la Cotroceni, apoi de către Liviu Dragnea. Apreciez că pentru meseria de șofer al pușcăriașului Cătălin Voicu merge oarecum discursul. A făcut progrese. Pentru un șofer să poată să vorbească 25 de minute e mare lucru. Pe urmă, a pomenit cel puțin de 5-6 ori Moscova. Mă țin ce rușine și copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni. Ce spune acum Șerban Nicolae despre aceste acuzații? Amestecul numelui meu în diverse scandaluri s-a făcut mai degrabă în scopul de a mă denigra, ceea ce mă încuraja să continui, pentru că dacă ar fi fost argumente corecte, n-ar fi apărut tot felul de formule că ce mi-am început facultatea la 30 de ani, când eu la 29 de ani eram deja avocat, că am fost șoferul nu știu cui, că m-a inventat Liviu Dragnea. Șerban Nicolae a rămas celebru și pentru afirmațiile scandaloase despre colegii din Parlament. Sunt în fruntea Parlamentului. Asta e. Penale este mama care m-a făcut așa nesimțită. Da? Serios? Da, absolut. Hai mai spune. Nu vă clizeți fasolea inutilă la mine. Spuneți ce puteți. Sunteți senator. Aveți mâncarea în credință. Mâncarea de deputat. Ești șofer la grupul infracțional organizat. Nu asisteți atât de p***ă. E incredibil ce spuneți. Așa. Ia demonstrații că a fost șofer. Hai demonstrații. Ia căutați. Poze. CV-ul e în poze. Eu am o poză în care dumneavoastră faceți la ce se face. Șerban Nicolae ar putea fi secondat la șefia Senatului de nimeni altul decât Teodor Meleșcanu, cel debarcat recent de la șefia instituției în urma deciziei CCR. Meleșcanu va candida pentru funcția de vicepreședinte. Da, acolo ați văzut un moment din CV-ul domnului Șerban Nicolae, că în momentul când îi faci CV-ul trebuie să-i treci câteva momente în care l-au caracter, nu care l-au caracter, care l-au consacrat pe Șerban Nicolae, ce a făcut el, ce a lăsat el în urmă. Și atunci trece acolo momentul cu Cosette Chichirău,
Trece acolo momentul când a zis despre partizanii anticomuniști din Munți care au slăbit capacitatea de apărare a României. Sunt câteva momente care l-au consacrat pe omul acesta că nu a trecut degeaba, cum să-și zice, ca gâsca prin apă sau cum era în Parlamentul României. Adică a lăsat ceva în urmă. Poza aceea cu Voicu când e șofer și așa mai departe. Adică sunt niște momente care le poate pune fără prea mari probleme domnul Șerban Nicolae în cariera sa. N-are, deci sunt niște lucruri pe care le-a făcut de bine, de rău. Totuși. Șerban Nicolae, da, e o jenă pe care o am când mă întreabă cineva de unde vin. De unde vin, domnul? De România. Oh, ce aveți acolo? Domne, nu ne întrebați, mai bine să nu vă spun. Șerban Nicolae. Șerban Nicolae este un accident al istoriei politice. Într-adevăr, un om crescut de Ion Iliescu, plantat lângă Ion Iliescu, spunea domnul Șerban Nicolae că, domne, stai să vezi că la 29 bădicul era deja avocat, la 29, da? 29 de ani, domnul Șerban Nicolae și-a obținut licența în științe juridice la o universitate privată din România, sigur că da, nu niciun fel de rușine, dar atunci și-a luat licența la 29 de ani. Nu știu, instantaneu a devenit avocat? Poate. Poate fi devenit instantaneu avocat. Nu știu. Da. Înțelegi? E posibil și varianta asta. Dar la 29 de ani a terminat facultatea. Au condamnări la 29 de ani. De-aia zic, că întârziori, domnul Șerban. Nu știu, nu contează. Așa a considerat. El a stat mulți ani și la un moment dat a zis, hai mă să fac, doamne iartă-mă, și eu o școală. Ce, da, ce să și fac în viața vine, asta? Îți vine la un dat să faci o școală, da. Îți vine sau nu-ți vine? Dacă vezi, uite, domnul Șerban Nicolae e și doctor în relații interne. Sigur, suspectat că ar fi plagiat, dar na, parcă nu-ți mai vine să faci nimic. Problema bine că nu-i suspectat de coronavirus, da. Nu o reprezintă nici studiile, nu asta. Da, studii la PSD. Da. Așa, studii de fezabilitate plătite, dar alte studii n-am auzit. La de ăsta, Năstase încoace, tot se lăudau ei, că aveau atunci și câțiva profesori din universitar, după aia au venit de-astea, mâna a doua. Problema e că n-are nicio limită omul ăsta. A, păi asta nu e o problemă. Omul ăsta n-are niciun fel de limită. Asta e, asta e calitatea lui. Nu mă interesează asta, din punctul lui de vedere. Asta argumentează. Mă interesează din punctul nostru de vedere. Șerban Nicolae n-are niciun fel de limită. Pentru că, acum că i-a condus mașina condamnatului Voicu, ce, Voicu era și mai grăsus, așa, nu fi ajuns la pedal, putea ține volan la aia nu-i grav. Ok. Că i-a spus doamnei Cozichi că erau care... Poate și băuse Voicu, da. Că i-a spus parlamentariței useriste Cozichi că erau care poze cu ea întreținând raporturi sexuale de o anumită natură, iarăși, nu mă miră de la Șerban Nicolae, e genul lui de umor. Da. Bă, da, să spună acest om cât de cât. Să nu ne ferim de cât, da. Că rezistența anticomunistă din Munți a slăbit capacitatea de apărare a României, da. Asta ar trebui să fie faptă penală. Ca să știi. Acțiunea și uite, lor, dau o... hai de citat. Acțiunea lor a fost îndreptată împotriva intereselor țării. El a mai spus că încercarea de schimbare a stăpânului sovietic cu stăpânul american nu era cu nimic mai bun. Nu mă interesează pe mine de stăpâni. Nu mă interesează decât fraza aia. Deci fraza aia, da? Cu rezistența anticomunistă de Munți a slăbit capacitatea de apărare. Da. Hai să-ți spun o treabă. În țara asta, dacă negi Holocaustul... E o problemă. Nu că e o problemă, e un dosar penal. Da. E faptă penală. Eu nu reușesc să înțeleg cum niciunul dintre străluciți ăștia din Parlamentul României, mai noi sau mai vechi, niciunuia nu i-a trecut în cap să introducă, doamne iartă-mă, un amendament, un text de lege, o propunere legislativă, un ceva care să incrimineze contestarea rezistenței anticomuniste. Ai înțeles? Adică mi se pare deci la fel de grav. E obligatorie. E obligatorie. Până la urmă, toată lumea spune, domnule, am înțeles Hitler, ok, ce mare problemă. Dar normal că e o mare problemă. Da, și Stalin mare problemă. Sigur că da. Iar oamenii care s-au dus în munți și au nenorocit, care că unii puteau să rămână niște pupincuriști, cum sunt ăștia. Da. Dar al de Șerban Nicolae pe la Ion Iliescu, da? Cei care Plosca sau cei căra lui Ion Iliescu și l-a apărat pe Ion Iliescu, tânărul avocat Șerban Nicolae, într-un dosar privind încălcarea unor drepturi de-astea de autor pe la 30 de ani, că mă apuc și mi-amintesc. Deci să vină Șerban Nicolae nimeni pe pământul ăsta și să pună sub semnul întrebării acțiunea, cum să spun eu, sacrificiu a celor care s-au dus în munți să se bată cu dictatura. Să vină el să spună, faceți, doamne iartă-mă, infracțiune din negarea importanței rezistenței anticomuniste de Munți, cum este negarea Holocaustului. Negi Holocaustul, dosar penal. Negi importanța rezistenței anticomuniste, dosar penal, fratele meu. Păi vine ăsta și ne spune că ăia au acționat împotriva intereselor României.
Păi cum, mă, împotriva intereselor omenești? Ca și cum ai spune cei care încercau să-l asasineze pe Hitler erau de fapt teroriști împotriva intereselor celui de-a treilea Reich. Dar tu n-ai urmărit că omul așa... Păi n-am ce să-mi explice mie Șerban Nicolae. Uite ce zice Șerban Nicolae. Ce să spună, mă, Șerban Nicolae? Au slăbit capacitatea de apărare a României, pentru că ei se lupteau, nu comuni, și se luptau cu acești anticomuniști și putea în momentul ăla oricând să intervină o năvală străină. Și noi ce facem? Ce năvală, mă, străină? Doamne, mă, străinii erau deja aici. Nu era sub ocupație. Sub ocupație. Oamenii ăștia erau ultima zvâcnire de demnitate a poporului român. Și vine ăsta care a fost consilier pe probleme juridice al lui Iliescu între 2001 și 2004. Deci îți dai seama, el a terminat facultatea 29 de ani, 97. Întâmpla, da, să fii. Și în 2001, după 4 ani, deci el terminat facultatea în urmă cu 4 ani, tu ești singurul care mă poate învăța ce să fac pe probleme juridice. Și-a luat băiatul ăsta de la particulară. Un tânăr. A zis Iliescu să iau un tânăr, de perspectivă. Da. Tânăr, dar mai ales proaspăt absolvent. Domne, și l-a luat sub vino aici să mă consiliez pe probleme juridice. Știu, crezi că... Abia terminat să mă facultate. Da, dar nu era proaspăt. Era proaspăt absolvent. Proaspăt ca omul. Și să vine el să... I-a dat o replică la un moment dat, ultimul veteran al luptei împotriva comunismului, care a fost partizan. I-a dat o replică în ce an? În 2017. Președintelui Senatului României. Da? Pentru că trebuie să explicăm, va fi viitorul președinte al Senatului. De ce? Pentru că cei de la Partidul Național Liberal nu vor nominalizare pe nimeni, înțeleg, în această luptă, plecând de la ideea că oricum n-au șanse să câștige, pentru că au majoritate în Senat PSD-ul și, în egală măsură, și dacă ar avea posibilitatea de a câștiga, da, s-au gândit ei, bă, să nu pare că suntem la să putere. Să... Hai să lăsăm totuși această senzație că nu suntem la putere. Deci omul ăsta care a vorbit, da, despre subminarea capacității de el, nu are voie să ajungă... Deci trebuie contestat la CC. Vreau să dau acest citat, trecem mai departe. Vă, mă interesează ce a făcut el cu Dragnea, cu alea, cu combinație de partid. Asta, da, în schimb, mă jignește ca om și ca român. Îi zice Nicolae Ciurică, avea 87 de ani în 2017 când îi dădea acest răspuns. Acum, dacă mai trăiește, ar avea pe care de consecință 90 de ani. Și, da, spune atunci, când abera enormitățile astea care trebuie să fie condamnate penal. Ca Șerban Nicolae au fost mulți pe vremea comuniștilor și el este un produs de-al lor. Corect. Să stea de vorbă cu un profesor de istorie să-i povestească. Organizația noastră a fost o organizație de rezistență, așteptând marile puteri să ne dea ajutor să scăpăm de ruși, care ne ocupaseră. Nu știu dacă mai știe domnul Șerban Nicolae. Comuniștii de pe vremea aceea ne spuneau bandiți. Dar vreau să vă spun că toți cei care luptau în munte aveau un sac cu merinde, o carte de rugăciune. Eu aveam Noul Testament, străpuns de un glonț, într-o acțiune din munții Banatului. Îl am și acum. De omul ăsta și de tovarășii lui de luptă, că tovarăși, mă rog, camarazi, tovarăși, nu vreau să ducă să ideologizez discuția. De partenerii săi de luptă. Da. Așa spune Nicolae Șerban, omul ăsta, pe care nu-l înțeleg ca rost în spațiu public, că au slăbit capacitatea de rezistență a României. De apărare a României și capacitatea de apărare a României. Afectat interesele acestei țări. În momentul de față o slăbește și domnul Ciolacu Marcel. Ciolacu Marcel, Marcel. Și Marcel Ciolacu are un glonț. Glonțul cu care trăgea mistreți lângă Omar Haisam. Un glonț împotriva noastră, da. Hai să vedem. Domnul Marcel Ciolacu, cu pătrunzând în această situație în care a fost aruncată țara de către cei de la CCR, a fost în turneu pe la toate televiziunile, Marcel Ciolacu, cu aceste declarații. Să-l ascultăm la Televiziunea Națională. Eu mi-am asumat multe din greșelile politice ale Partidului Social Democrat. Nu pot să fiu un ipocrit, să par că până la mine n-a existat PSD-ul sau nu a făcut PSD-ul greșeli. În principiu, se voi candida la Congres. În acest moment, Partidul Social Democrat a redevenit un partid stabil și cu o linie foarte clară. Domnul Tăriceanu are ușa deschisă. Nu poți să stai, să fii atacat de un premier, care nu mai știm ce e. El e și neconstituțional, și demis, și interimar, și desemnat. Domnul Orban o să apară în manualele de istorie cu multe tâmpenii făcute și cu multe neperformanțe. Eu, în comparație cu domnul Orban, nu o să comentez decizia CCR-ului, mai mult o să luăm act de ea și o să punem în aplicare ad litera. Unde a greșit PSD-ul că ne-am adresat curții? E dreptul nostru, oameni, ne cere orice om își cere drept. Avem și noi drepturi. Da. Se vrea să dispărem? Nu dispărem. Ni s-a cântat de prea multe ori prohodul, nu dispărem. Cred că aceste atacuri au început să se întoarcă împotriva președintelui, fiindcă nu mai au fundament.
Da, domnul Marcel Ciolacu, practic împlinindu-și aceste deziderate. Eu când vreau să văd ce se întâmplă cu țara, mă uit la Marcel Ciolacu, nu mă mai uit la Claus Iohannis, care înțeleg că face declarații la ora 19, că pare că Ciolacu decide ce se întâmplă în țara asta, că Iohannis doar reacționează la ce decide Ciolacu. Adică l-am avut pe Ciolacu care a spus, băi, nu vreau alegeri în două tururi. Nu e, nu știu, a găsit el, că nu e democrat, a găsit el șmecher, nu știu, să schimb, nu știu ce, reguli. S-a rezolvat. După care a venit Marcel Ciolacu și ce ne-a spus? Domnule, atenție, nu vreau alegeri anticipate. Uite că nu se mai fac, alegeri anticipate. Dar nu e mult mai bine să ne spună domnul Marcel Ciolacu ce anume dorește, ca să știm că noi acum băltim într-o incertitudine cronică. Nu, a spus omul. A spus, dar nu poți să te iei după declarații. E bine să știm cu adevărat ce e în sufletul lui. Asta e important. Eu am o întrebare. Domnul Marcel Ciolacu, că altfel nu putem să-i zicem, nu afectează prin funcția sa de al treilea om în stat și de președinte al celui mai numeros partid deci, în România. Deci, șeful Camerei Deputaților, cum e ăsta la Senat, ăsta e la deputații. Da, da. Nu afectează capacitatea de apărare a României și interesele acestei țări, având în vedere tradiționala sa prietenie cu o persoană condamnată pentru terorist, arabul Omar Haisam? Da. Deci, nu știu, un om care a fost la vânătoare, prieten de vânătoare, partener de vânătoare, adică ei foloseau arme împotriva unor animale, e drept, dar animale de România, da. Deci ei trăgeau cu arma, dai seama, românești. Al treilea om în stat avea o pușcă și lângă el avea o pușcă un condamnat pentru terorism. Și tu îmi spui mie că asta nu e totuși ceva riscant pentru siguranța națională. Nu e o problemă, nu? Partizanii schimbi erau o problemă. Zice domnul Marcel Ciolacu, niciodată nu vom vota un guvern Orban, mai spune încă un lucru, așa dacă facem un recensământ al declarațiilor recente, mai vine și spune că nu e bine că avem un guvern interimar, știi, să avem un guvern ca lumea, da, în plin, așa mai departe, și trei la mână că nu vor face nicio propunere când vor merge la consultări din nou la Cotroceni. De unde deduc că domnul Marcel Ciolacu va vota? Probabil propunerea pe care o va face Claus Iohannis, o să vedem poate chiar astăzi. Mă scoateți, mă, Concita Vârsta asta de pe ecran, că mă uit aici la imaginea domnului Marcel Ciolacu și am senzația că sunt la o finală de Eurovision de acum câțiva ani sau unde, doamne. Te aștept să și cânte ceva. Și am înțeles că politica asta ea are și o dimensiune transexuală, dar nu chiar în halul ăsta. Dar el are un cântec, domnul Marcel Ciolacu. Sau vrei Ciolacu să spui că la cap e ca Viorica? Domnule, nu știu cum e, dar are o melodie, are și melodie. Are melodia asta cu Orban, ce mai e el, premier interimar, premier... Are glumița asta pe care o tot face ca un cântec pe care îl tot rulează. Hai să vedem. Am leșinat, dar să-ți dai seama. Ludovic Orban, prezent ieri într-un studio și el zicând niște lucruri în legătură cu situația în care se află cu această decizie stranie a CCR-ului. Foarte multe decizii au fost în favoarea PSD. Asta este adevărul, e statistic. Curtea Constituțională nu judecă pe baza unor declarații politice. Curtea Constituțională a fost chemată să judece un conflict juridic de natură constituțională între președintele României și Parlamentul. Președintele ce trebuie să facă? Să se ducă să dea în bob dacă nu ai un partid care să aibă majoritate absolută în Parlament? Voi încerca să formezi o majoritate parlamentară. Noi am ajuns într-o situație în care aproape nici nu mai contează. Este rescrisă Constituția. Am încredere în președintele României, are discernământul, experiența, aparatul de analiză, astfel încât să ia cea mai bună decizie în situația asta pentru România. Să folosești politic coronavirusul, mi se pare cinism, împins la limitele lipsei totale de bun simț. Câteva declarații făcute de Ludovic Orban, dar mi se pare că toate pleacă de la declarația făcută de domnul Dorneanu, care nu doar că a luat o decizie împreună cu CCR-ul, dar a venit să o și explice, adică avem motivare. Adică avem motivarea verbală făcută, înțeleg, la Antena 3 de domnul Dorneanu. Bine. Așa zice sau citează, nu știu, cred că acolo a făcut o declarație. Mi-a intrat în telefon. A intrat pe telefon, da? Și a zis, haideți să vă spun despre ce e vorba. Da. Și-a pus roba pe el sau așa a venit pur și simplu? Sper că ceva avea pe el. Avea să nu-l tragă curentul acum să înceapă să ni se îmbolnăvească domnul Dorneanu. Sper, îi urăm multă sănătate. Sănătate multă, dar da. Multă sănătate la pensie. Că și Valer Dorneanu ăsta, doamne, Valerica mare nostru, da. Valerica nostru, marele constituționalist. Valer Dorneanu a fost ajutor de avocat al poporului la un moment dat. Da. Și în tot restul vieții sale a fost un PSD-ist. PSD-ist în sensul rău al cuvântului. Rău al cuvântului. A fost președintele Camerei Deputaților la un moment dat. În sensul grand, în sensul drastic. Ceva ce nu-ți dorești. Da. Și acum e el imparțial, mă, acolo la CCR, mă. Și-a pus o judecă. Ce să judece, mă? Nu mai vede, numai că așa e justiția. Mai vede, nu mai aude. Dar, hai
să vedem, pentru că ieri eram în această dilemă. Dom'le, nu e în regulă această nominalizare, e neconstituțională, pentru că ne întrebam noi aici, pentru că a nominalizat pe cineva ce tocmai picase în Parlamentul României și a venit, sau pentru că de ce? Și uite, ne-a explicat domnul Dorneanu de ce nu e în regulă Ludovic Orban. Nu știu de unde s-a înțeles că noi în decizia noastră ne-am pronunțat că președintele nu poate să-l designeze pe primul ministru. Mă rog, pe primul ministru merge, pe premierul atunci, sau pe prim-ministru. Prim-ministru, mă rog, Orban. Sau că președintele nu are voie să aleagă și să desemneze candidat pentru funcția de prim-ministru orice altă persoană. Deci el vi-i spune, dom'le, nu s-a înțeles greșit, noi n-am spus că n-are voie pe Orban. Problema la Orban, și zice el mai încolo, este că s-a declarat în defavoarea investirii sale. Adică problema, zice mai departe domnul Valer Dorneanu, practic Ludovic Orban a refuzat investirea ca și candidat de prim-ministru, desemnat. Așa zice omul. Tot ce a făcut, a făcut în sensul să nu fie investit. Să nu fie investit. A făcut așa, a luat investirea asta în scârbă. Da, bine, accept, dar nu știu ce să spun. Păi, haide să... El, practic, aici vine cu, ceva, da, cu spiritul, zice, domnule, că cu spiritul nu e așa. Spiritul. Doar că nu pare putem. Că a venit cu șprițul, nu cu spiritul. Păi, hai să punem ideea critice. Radu, a mers Partidul Național Liberal la consultările de la Cotroceni ulterioare moțiunii de cenzură? A fost acolo. A spus acest Partid Național Liberal că propunerea de premier este Ludovic Orban? Zisera așa, da. Deci Ludovic Orban, ăsta de-i face analiză pe text Valer Dorneanu, da, s-a dus la Cotroceni în calitate de președinte al Partidului Național Liberal. Că asta e. Atât au avut acolo în partid, dar s-au ales. Klaus Iohannis, președinte, îl întreabă pe Ludovic Orban. Bre, președinte PNL, care ești tu? Pe cine propuneți voi premier? Și ăla a spus, pe mine mă ne propune. Toți, da, suntem de acord că eu. Ne propunem pe mine, da. Și asta e ok, am luat act de propunerea partidului. S-au dus toți ceilalți care cu ce masa mai dus pe acolo, cu ce prostii cu ăsta. S-au dus cu ăla, cu ăla mica Lucati Andronescu, cum îl cheamă. Cu Pricopie și cu alte glumițe. Ok, a zis că am înțeles. A avut două variante, Iohannis, da? Pricopie și așa. Da. Bun. Și a zis, uite, am să-l propun pe Ludovic Orban. Propunerea Partidului Național, am să-l desemnez, ca să învățăm naibii termenii, că și ăsta e președintele Curții Constituționale, dar nu știe că nu este primul ministru. Este prim-ministru sau premierul României. Da, bă, nu e primul ministru, că nu există al doilea ministru, al treilea, da, ministru, există, al 11-lea, da, ministru. Așa a găsit domnul. Nu știe să vorbesc, că el mai preda și pe la... La un moment dat l-am văzut și pe în curte, da, pe la Științe, pe acolo, vezi că ne-a intrat un pesimist în curte, închideți poarta aia. Da. Cine știe ce mai intră? Nu, domnule, că preda aici, aoleu, și Meleșcanul la fel. Ce, da, era și acolo? Da. Mă rog. Bine că s-a terminat. Ce vreau să spun? Dom'le, dacă PNL a propus un nume, președintele a luat numele de la PNL și l-a desemnat premier. Bun. Ce treabă mai are Valer Dorneanu cu ce declară pe la televiziune? El asta face o monitorizare și analiză de text. Ce treabă mai are președintele cu ce declară ulterior acest nominalizat, nu? Dom'le, procedura prevăzută de Constituție... N-are logică. Este... împlinită. Eu pot să discut despre Klaus Iohannis, decizia lui de a nominaliza un premier, da, care nu are majoritate. Pot să fac analiză pe asta, dar nu pot să spun că e neconstituțional ce a făcut. Pricopie n-avea majoritate. Adică era în situația în care avea două variante, dintre care, de aceste două variante, ales una, ales pe Orban. Dar, acum, eu pot să mă gândesc la Ludovic Orban că poate într-o strategie politică a făcut acele declarații cu nu mă vota. Uite, poate a făcut această strategie, nu vreau să fiu votat, vreau... Poate sunt Titanic Vals, de ce n-ar merge și aici? Da. Adică, eu înțeleg că poate domnul Valer Dorneanu n-are o cultură vastă. O cultură de rapiță, pare, da, să aibă. Dar da, asta literar nu, dar există și... Poate a abordat o politică a psihologiei inverse, da, domnul Ludovic Orban. Vii tu, te bagi în declarație lui. Poate doar minte, bă, că e politician și ăștia-s mincinoși. Dacă ar fi venit domnul Valer Dorneanu și ar fi argumentat, domnule, nu, practic, nu e spiritul Constituției să desemnezi pe cineva tocmai picat, da, în Parlament? Aia da! Bă, mai avea sens! Nu, aia a fost întrebarea mea către celălalt, Zegrean, da, către președintele CCR Zegrean, fostul președinte. Dom'le, da, e spiritul Constituției să desemnezi pe cineva care nu are majoritate, adică să mergi pe o carte de-asta perdantă? A zis, dom'le, e spiritul, nu așa, așa. E și nu e spiritul. Și atunci vine și ți interpretează. Era un argument. Dar nu că l-am văzut eu seara pe Orba, nu prea vrea, mă. Bă, nu-și dorește. Bă, nu-și dorește. Nu-și dorește să fie premier. Eu nu l-am văzut, mă, să muște, mă, din ea. Uite, dacă îl propune din nou pe Ludovic Orban și se jură, se jură, domnule, se jură ca asta în studioul la Gâdea, fostul ministru de finanțe. Pe copiii lui. Da. Domnule, dacă se jură,
atunci în regulă, da, domnule, omul s-a jurat, e un om serios, pare că își dorește să fie votat, investit în funcția respectivă și așa mai departe. Dar, cum eram noi așa în mijlocul acestei petreceri, îl așteptăm pe Klaus Iohannis să facă declarații, să vedem cum o rezolvă, cum o scoate la capăt. Domnule, ne vine domnul Dacian Cioloș în viață. Acum, toată această tevatură iscată în jurul Parlamentului României și acestei majorități destul de, domnule, indecente pe care o are Partidul Social Democrat, istorică, practic, nu? De face singur un guvern, nu? Pe PSD-ul în Parlament. De se adună toți pro-România alte care sunt ei acolo. Dom'le, unul dintre autorii acestui moment este Dacian Cioloș, care a avut un an de guvernare, după care a descurajat prezența la vot prin guvernarea pe care a avut-o, neentuziasmantă, că a putut, că n-a putut, că a avut, nu contează, s-a băgat, s-a vărât în funcția de premier, i-a spus lumea un an de zile, domnul premier, n-a făcut mare lucru, lumea descurajată, publicul de dreapta nu a mai votat, pentru că ăștia au ajuns la scorul ăsta din cauza neprezentării la vot a celelalte părți. Adică n-a fost o prezență masivă, dimpotrivă. Și domnul Dacian Cioloș vine astăzi și zice așa: mă rog, decizia Curții Constituționale poate avea probleme, dar suntem obligați să o urmăm. Ok, aici a zis-o cum trebuie. Suntem gata să mergem în Parlament și să prezentăm programul și echipa noastră de guvernare. Singuri sau într-o alianță? Și stăteam așa singur. Și mă gândeam, citeam așa sens. Declarația asta în sinteză, mă rog, ce a zis mai mult de asta, mi s-a părut esențial. Suntem gata să mergem în Parlament și să prezentăm programul și echipa noastră de guvernare, singur sau într-o alianță. Dacă vom reuși, vom guverna. Dacă nu, va fi făcut un nou pas către anticipate. Important este să nu rămânem blocați în nehotărârea actuală a altor actori politici. În astfel de crize este nevoie de oameni hotărâți. Vreau să anunț ceva pe această cale. Radu. Da. Deci, puteți să-l scoateți pe domnul Dacian Cioloș. Foarte bine, așa, îmi place. Avertizează că urmează un important mesaj pentru populație. Deci, vreau să anunțăm pe această cale și puteți să preluați. Am vorbit cu Radu și noi suntem pregătiți să formăm guvern. Deci, există variante. Cioloș are dreptate, nu putem asista nepăsători. Îți fac ca Voiculescu, vrei să fii viceprimar? Răzvan, vicepremier. Putem să fim amândoi primari. Amândoi să fim primari. Bine. Atunci facem un guvern bicefal. Dar mă, cum a fost guvernul ăla, Gogacuza? Am mai fost. Mă rog, nu cea mai fericită. Da, a existat. Da. Deci, în momentul de față există două variante. Este Dacian Cioloș și noi probabil o să spuneți, păi da, dar oamenii ăștia n-au forță parlamentară. Da. Dom'le, nici Dacian Cioloș nu cred că are un parlamentar. Deci avem fix atâția parlamentari cât are și plusul. Cu ce vine plusul în plus? Că plus a mai și fost la guvernare. N-a zis, mă, n-ați făcut campania aia oameni noi? Tu ai mai fost, mă, la guvernare? Răzvan, sunt nou, mai rău ca Șerban Nicolae când îl luase Ion Iliescu sub banii pe asta. Așa de nou sunt eu. Uite, gata, de-aia și vreau să lucrez cu tine, am nevoie de oameni noi. Uite, numai ce a făcut această declarație domnul Dacian Cioloș, și au început să se audă sirene, pentru că senzația e cumva de nebunie. Omul nu are niciun parlamentar. Dar el e gata să meargă în fața parlamentului. Singur? De unde sau singur? Într-o alianță? Nu. Noi suntem mai radicali. Nu intrăm în nicio alianță. Da. Deci singuri sau atât? Au început sirenele să sune în momentul când a făcut această declarație de aceea în Ciolul și automat s-au declanșat sirenele. Dom'le, n-ai cum să n-ai niciun parlamentar și să vii și să spui. El a mai trecut într-o situație similară ieri. El tot așa a întrebat în legătură la o televiziune, l-am prins-o pe Dacian Cioloș la o televiziune și a întrebat în legătură cu, dom'le, ce se întâmplă, așa și așa, cum vine el așa sfătos și are el soluții tot timpul și nu știu cum, zice, da, o să mergem să-i propunem domnului președinte și ăștia erau din studio, da, stați un pic, în ce calitate mergeți dumneavoastră? Că dumneavoastră nu aveți niciun parlamentar, nu sunteți un partid parlamentar, cum merge dacă... Și își dă și el seama de situația penibilă în care se află, că prost nu e, deci a dat seama imediat, asta aia, s-a identificat imediat, s-a rezolvat și zice, noi prin colegii noștri de la USR, că suntem o alianță și gândim lucrurile împreună. Deci practic și-a dat seama, deci practic el lucrează prin proxy-uri, nu? Adică prin ăștia de la USR o să îi transmit, domnul Iohannis, ce vrea eu de deci, fapt. Deci ia-mi pe aia, lui Barna. Ia-mi pe aia din partea mea. Dumneavoastră nu aveți parlament. Ia mă, ai lu Barna sau câți ai mă Barna, câți avem acolo? Avem. Păi da, pe ăștia, ia-mi pe ăștia de la Barna, te-am promotat. Băi, dă-mi și mie, te rog frumos, 30 de parlamentari și ți-i dau la alegeri înapoi. Ți-i dau după alegeri, să iau și eu niște. Deci pare așa că, deci eu ia-mi pe aia, nu sunt chiar ai mei, dar ce al lui al nostru, știi? Cam asta e ideea. Cum mă să vii să, deci sunt și eu aici, sunt pregătit. Dar de ce nu zice Predoiu? Că șeșele n-a fost ăsta în premier, în așteptare, premier, președinte. E premierul din umbră, e din umbră. Să iasă la lumină și acel să spună și eu sunt pregătit. Dar Kelemen Hunor nu este dispus și el să preia? De ce nu? Înseamnă că nu și asumă responsabilitatea. De ce nu și asumă responsabilitatea? Mai mult, dar nu, lasă că Kelemen Hunor are acolo. Eu mă gândesc, nu știu, poate partidul domnului Dan Voiculescu.
Nu vine și Dan Voiculescu. Ce? Aia, Ramona Ioana. Cum se numește? Că l-am văzut pe ăsta, pe avocatul. L-am Pupsele. Da, așa are și domnul Voiculescu. Pupsele. De ce nu vine și domnul Voiculescu să preia guvernarea? Bă, nenică, n-ai niciun parlamentar. Ce guvernare preiei, bă, nene? Și te mai întreb încă ceva. Bă, vrei să o luăm de la capăt? Că el a zis o glumă, să vină Dacia în Cioloșară. Deci cu un an înainte de parlamentare, nu? Vine din nou Dacia în Cioloș, lăsați că o rezolv eu. Stați un pic, stați un pic și stați la coadă, în primul rând. Da. Pentru că eu cred că are și maestru Cumpănaș un cuvânt de spus. Omul ăla e deja președinte, e dispus să renunțe la funcția extrem de onorantă de președinte al Republicii Spartanilor Cumpănaș ca să vină premier într-o țară de 2 lei, vorba lui Tăricianu. Da. Vă-ți aminte aia? Da. Cu o țară de 2 lei? Așa, deci ar fi dispus el în momentul în față e șef de stat. E dispus, domnule, e dispus să treacă. Mi-amintește oarecum, uite, de prințul Duda. Care el făcea parte din casa regală, dar a fost dispus să candideze un pic la președinție. S-a sacrificat un pic pentru ebun. Sau de prințul Paul. Că prințul, spre deosebire de prințul Duda, noi aici pe țara românească cu prinții... Vezi că Tăricianu și prințul Paul au o legătură. Au o legătură. Împart un dosar la un moment dat. Au împărțit un dosar și o declarație mincinoasă. E un dosar mixt. Păi, dar nu știi că el e mare monarhist? Și da. Dar s-a dus pe ramura greșită. Uite, prințul Paul la un moment dat a candidat la președinția României. Prințul Duda n-a ajuns până acolo. Am putea să avem un șef de stat la această funcție, președintele Republicii Spartanilor Cumpănași. Deci... Și mă, cu oamenii ăștia! Bă, dacă nu ești în Parlament, cum să spui, fac o majoritate eu? Cum o faci, mă, majoritate, mă, că tu n-ai niciun punct de pornire, mă? Deci am înțeles-o pe aia cu dați-mi un punct de sprijin și o și să răspund. Da, da, punctul ăla de sprijin trebuie să fie, tu te sprijin pe Barna. Se sprijină pe USR. Se sprijină într-o bârnă. Tu că... am vorbit eu, deci a apărut, eu nu cred că... Aia sunt tot ai mei. Deci dacă ar fi apărut cu Barna și ar fi, dom'le, mai avea oare, dar a apărut singur, așa l-am văzut. Deci ăștia în Alianța Plus, în, plus USR, 20-20, doamne iartă-mă. Sunt cu cuțitele pe masă, sunt nicușoriștii cu ochii injectați, că le vine să îl strângă de gâpă Cioloș pentru că forțează fuziunea. Sunt aia progresiștii care stați, domne, trageți frâna, nu suntem de acord? Da. Și el îi numără. Și ăștia oamenii mei. Care oamenii deci, tăi? Deci e președintele partidului USR, cam deci, jumătatea de USR nici măcar nu vrea fuziune. Da. Cealaltă jumătate e pe punct de excludere, că în fiecare zi n-am mai făcut subiectele astea. Da, dar de la Hunedoara, la Vrancea, la Iași, pe Iași, Iași nebunie cu Cozechi Chirău, deci, sunt excluși pe bandă rulantă membrii fondatori ai USR-ului și parțial din cauza modului în care e gestionată fuziunea sau viitoarea fuziune și vine Cioloș și spune, ăștia sunt copiii mei. Și a recunoscut, mă, paternitatea deci, și pe USR, mă. Deci... S-a trecut el în certificatul de naștere. L-a răcăit pe Nicușor Dan, ceva rude. Suntem ceva rude și cu USR. Suntem ceva rude. Spune, bre, că ești ceva rude cu domnul Vulpea. Lasă USR-ul, că acolo n-am avut niciun pic de material genetic comun. Da, acolo acolo sunt probele biologice ale lui Nicușor Dan. Și Barna e adoptiv, domne, e step, cum e, foster parents, cum ar zice ei în Occident. Hai să luăm o scurtă pauză, să ne luăm o scurtă pauză, domnul Cioloș. Haideți, domnule, reveniți-vă un pic. Vă dau o scurtă pauză și ne întoarcem. Bună, România, revenim cu o descoperire macabră în vasul. Ne-am întors în direct și așa cum ne-a fost vorba, mergem către Vaslui, unde a avut loc o descoperire macabră. Șeful Inspecției de Construcții Vaslui descoperit mort de beat. Mort de beat, trebuie să explicăm până la capăt. Hai să vedem imaginile care vă pot afecta emoțional. Și ne întoarcem un interviu dat sub influența dumneavoastră băutului. Vă afectează emoțional, lui au afectat ficatul. Da. Să urmărim. Ia să ne pregătim, pentru că e practic cel care a făcut senzație astăzi. Domnul acesta a încercat să distragă atenția de la adevăratele probleme. Știi cum e? Tema ei cu... Nu-mi dau seama, uite că eu mă tot gândesc acum până difuzăm imaginile astea. Da. Urmăriți-le cu atenție. Poate nici măcar nu era bea, domne. Da, sunt speculații. Hai să vedem. Bună ziua, vă salut, domnul inspector șef. Sunt la vremea nouă. Am venit să aveți timp să stăm o leac de vorbă, să facem un sigur, subiect. Să trăiți, vă salut. Mă bucur că sunt contemporan cu dumneavoastră. Haideți că vă las să vă faceți treaba. Vă salut, să trăiți. Da, pa, pa. Da, numai două. Da. Ce faceți? Omul care acum în groapă, acum și mă doate. Maestru, aici e. Nu chiar? Nu e la... Un băiat extraordinar.
Deci frumos, frumos, ia loc. Stați, aloc. Aștept să vă faceți dumneavoastră treaba ca aia, să... după ce terminați așa. Ce mai faceți, domn director? Să trăiți, cu respect. Luați, vă salut încă o dată. Bine faci, pindicăs. Da, am înțeles. Vreau să vă întreb de controlele astea cu... Da, păi îmi frig afară-i vântul. Vreau să vă întreb de controlele astea care s-au făcut la Ministerul Dezvoltării. Spun că au făcut controle. Și de asta... Îmi puteți spune ceva ce s-a controlat? Asta este... Știți ce controle s-au făcut la drumurile astea al noastre naționale, domn director? Drumurile județene, scuzați-mă, cu care s-au făcut pe NDR-ul. Acum, ascultăm, sincer, vrei? Da, vă ascult. Deci, toate problemele care și sigur și expeditiv date fără nicio problemă. Nu am avut din punct de vedere instituțional. Deci tot tocmai ai venit probleme dacă vezi, dacă... Nu. La noi, din punct de vedere instituțional, totul a fost pregătit și corect făcut. Nu. Acum, că nici nu știu cum să spun. Dumneavoastră sunteți o instituție de... Deci nu s-au găsit nereguli la noi, la județul vostru, asta spuneți. Nu. Chiar aș dori să comunic. Spuneți că îmi notez despre ce vă. Chiar aș vrea să menționați, așa. Da, și da. Chiar la județul Vaslui nu au fost niciun fel de probleme care să existe dubii vis-a-vis de lucrările. Au fost la ANE. Nu? Unde? Lucrările care au fost verificate. Da, cum vedeți dumneavoastră, e și un fel de superficialitate, spune domnule, omul era beat. Era vorba de o impregnație etilică aici. Sau, nici măcar. Sau nu, pentru că eu am urmărit, pe mine chiar mă interesa modul în care își desfășoară activitatea Inspectoratul de Stat în Construcții, în județul Vaslui. Asta m-a interesat cu precădere și e bine că cineva s-a aplicat acestui subiect și am lămurit că la nivel instituțional nu sunt probleme și totul a fost pregătit. Da. Și care e problema? Și atenție, noi avem de a face cu un om care la băutură spune adevărul. Eu nu înțeleg acuzația asta. Domne, că a băut, că n-a băut. Eu nu știu, poate mâncase o salată cu oțet și știi că și asta ți-ese. Deci, de unde până unde suspiciunea că ar fi consumat băuturi alcoolice? Până nu intervii cu o fiolă, adică te duci la interviu, pui o fiolă, așa face polițistul, nu? A fost coerent? Ai o probă în sensul ăsta. Care, bă, deci tot am observat că s-a rostogolit în spate, domne, găsit mor. Azi dimineață, după ce imagine cu directorul Alexa, Corneliu Alex îl cheamă pe domnul. Ca să-i dăm un... Mor the bat. Asta mor the bat. Asta e chestie relativă. Da. Cine stabilește când ești mor the bat? Da. Hai să fim. Au fost difuzate de ziarul Vremea Nouă. Conducerea centrală a Inspectoratului de Stat în Construcții a decis de emiterea directorului Turmenta. L-au demis?
Spășit, Alex a cerut clemență de la colegi, atât de la conducerea regională, cât și de la ISC, aparatul central, spunând că nu vrea să iasă pe ușa din dos după 35 de activitate. Și câte sticle? Care de activitate îi numără mai ușor. S-a înțeles greșit în legătură cu domnul acesta. E vorba despre această problemă a coronavirus. Pentru că s-a înțeles în mod greșit situația în care se afla omul. Înțeleg că s-a recomandat alcoolul cumva pentru... Curăță. Dar uite, l-a curățat și din funcție. Și hai să vedem mai departe. Domnul acesta, continuând interviul, este continuând interviul, partea a doua interviului realizat cu Alexa de la ISC. Meseriașule. Meseriașule, bate palma cu bunicul. Ei, bate palma. Ei, bunicul. Bunicul. Este bunicul, ei. Bunicul. Bunicul este bunicul. Întotdeauna a fost un om corect. Ai înțeles? Da. Meseriașule, nu mor caii când vor câine. Caii mor. O doar în primul rând. Nu mă interesează. Bun, deci nu sunt... Băierule, vreau să spun un lucru. Eu te apreciez, sunt un om, m-am supărat odată. Da. M-am supărat odată. Știi, m-am supărat. Da, da. Da. Și-am spus. Da. Și m-am supărat. Da. Și dacă m-am supărat, m-am supărat. Bun. Ai înțeles? Am înțeles, da. Fiecare om are voie să nu avem greșească. Probleme... Băi, fiecare om are voie să greșească. Cu siguranță. Deci probleme în județ nu avem noi la ora asta. Dom'le, trebuia să lăsăm un pic să tragă și o concluzie pe domnul acesta, care era până astăzi șeful Inspecției de Construcții din Vaslui. Ce nu se înțelege este faptul că așa a fost construit Vasluiul. În stilul acesta a fost construit Vasluiul. Nu? Asta e situația sub care a fost construit Vasluiul. Eu sunt în favoarea lui. Eu sunt întru totul, în asentimentul lui, aș spune chiar. Eu sunt convins că nu e ușor să funcționezi în județul condus ca președinte de CJ de domnul Buzatu. Da. Și că ai nevoie de întăriri. Și cum întăririle nu vin prea des, ți le achiziționezi tu. Dom'le, la omul ăsta măcar am înțeles ceva. Sunt multe ocazii în care domnul Buzatu... Treaz, nu? Pornim de la vorbește de suspiciunea de luciditate, nu transmite niciun mesaj coerent. Deci eu vă spun, s-a greșit mult cu omul ăsta, l-ați judecat greșit, poate într-adevăr, o fi luat, nu știu, nici nu vreau să fac speculații, dar, să stai să-l scoți din activitate pentru atâta lucru, din județul Vaslui fiind, da, adică da, să contextualizăm. Avem o informație de ultimă oră. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Dă-i. Informație de ultimă oră, Ludovic Orban și-a anunțat retragerea. Vrea să se retragă, s-a retras din postura de premier desemnat și va renunța și să fie candidatul PNL pentru postul vacant de la Palatul Victoria. Da, și informația. Și pare că înțelegerea cu Klaus Iohannis vizează ca acest post de premier să nu mai fie solicitat. Nu știm dacă nu va mai fi solicitat de Ludovic Orban sau de Partidul Național Liberal. Da, e posibil să se renunțe de tot la guvernare cumva, să îi lase pe PSD-și cu guvernarea. Măi, senzația asta că nu mai vrea nimeni să ia guvernarea. Cam asta e impresia sub care eu se trăiește. Eu așa interpretez această știre. O recitesc. Liderul liberal s-a înțeles cu Klaus Iohannis pentru a nu mai cere postul de prim-ministru ca să fie deblocată guvernarea după ce PSD a anunțat că nu va vota un premier de la PNL. Anunțat Marcel Ciolacu, eu l-am urmărit pe acest Marcel Ciolacu în declarațiile sale de ieri. El a zis în primul rând, a zis tot treaba asta, că nu va mai vota pe Ludovic Orban, după care a mai nuanțat, a zis-o și cu PNL-ul, niciun premier PNL, după care a zis, de fapt încă nu ne-am decis dacă va propune pe cineva de la PNL Klaus Iohannis, nu știu dacă vom face kvorumul, adică a lăsat-o la nivel de speculație. Nu era foarte sigur pe sine și stăpân pe situație. Reamintim, de la ora 19, Klaus Iohannis în direct aici pe B1 TV face ultimele precizări. Există posibilitatea, sunt șanse mari, ca să vorbim în termeni de ăștia meteorologici, să anunțe un nou nume pentru Palatul Victoria, o nouă nominalizare. Poate fi problema generalul rezervă Ciucă, s-a vorbit, da, poate despre... fi diplomatul Bogdan Aurescu. În câteva minute aflăm și noi cine
este... va fi propus de Klaus Iohannis. Cel pentru... propus de Iohannis. Dar acum e într-o încurcătură Marcel Ciolacu, pentru că, până la urmă, domnule, nu poți să ai o explicație rațională pentru care lași țara în situația în care este. Adică, pe de o parte, vii și spui că nu vrei să preiei guvernarea, pe de altă parte, nu faci vorumul și blochezi investirea noului guvern. Înțeleg că la urmă n-avea argumentul ăsta. Domnule, picase, a picat în Parlament, nu la moțiunea de cenzură, nu mai poți să vii cu aceeași propunere. Dar vine Klaus Iohannis acum, probabil, că înțeleg că Ludovic Orban s-a retras, va veni cu o nouă propunere, vom vedea cu cine vorba. Sper să nu fie generalul Ciucă. Nu-ți mai dau un nume. Îți avansez încă un nume. Avansează-mi. Și avansez și o speculație cu ocazia acestui nume, la Luca Turcan. E un nume pe care l-am mai auzit. E vicepremierul actualului guvern, ar fi instituțional un argument, ar putea spune ceva de acest gen, actualul premier a fost invalidat, îl propun pe vicepremier, având al doilea cel mai mare grad din executiv. Ar fi acest argument, pe de altă parte, în favoarea celorlalte două variante, Ciucă și respectiv Aurescu, ar fi argumentul avizului favorabil din comisie. Mai sunt și alții care au primit o anvergură ceva mai mică. Aurescu, știm că întotdeauna a fost tratat cu respect de PSD, l-am și văzut în niște formule guvernamentale agreate de PSD. Ciucă, pe de altă parte, e un adversar al PSD-ului, dar are o imagine nepătată până în momentul de față, inatacabilă, doar că să-mi pui un general care s-a retras din armată acum câteva săptămâni să conducă România din postul de premier... Îi face parte din ironia lui Traian Băsescu această idee, în sensul în care veni să pot acum cu varianta Arafat, pentru că suntem în necazul ăsta cu coronavirus. Și Traian Băsescu a spus, păi și atunci când a atacat Rusia, Ucraina, ar fi fost normal să punem pe Ciucă premier, că e problema de... Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem nu singur, ci cu Klaus Iohannis și el vine cu noua sa propunere de premier. Pauză.